La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu a avut loc astăzi lansarea celui de-al treilea volum al jurnalului scris de profesorul Alexandru Mironescu, membru emblematic al mișcării Rugul Aprins, intelectual de marcă și mărturisitor al credinței ortodoxe în timpul regimului comunist. Intitulată Admirabila tăcere, lucrarea a fost îngrijită de profesorul Marius Vasileanu, cercetător în antropologie religioasă. Cel de-al treilea volum al jurnalului acoperă perioada 1970-1972 din viața lui Alexandru Mironescu și a văzut de curând lumina tiparului. Evenimentul de lansare s-a desfășurat în amfiteatrul preot profesor Mircea Păcurariu, unde, alături de editorul ediției, Marius Vasileanu, au fost invitați să vorbească Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, părintele profesor Constantin Necula și consilierul cultural eparhial Emanuel Tăvală. Fiecare pagină, fiecare însemnare din cadrul fiecarei zile care este cuprinsă în aceste două volume, sunt însemnări referitoare la literatură, la politică, judecăți de valoare cu privire la sistemul politic din România, la religie, la trăiri, la familia creștină. Este vorba despre un volum foarte complex, care, pe lângă mărturii cultural, social, politice și, în primul rând, o curiozitate științifică pe care el o păstrează vie, chiar la o vârstă înaintată, iată că îmbină toate acestea în spiritul rugului aprins, în duhul rugului aprins cu religia și cu căutarea de ordin mistic de sorginte isihastă. Însă, Alexandru Mironescu, aș vrea să reținem, are și un volum despre limitele cunoașterii științifice, fiindcă el pleda pentru știință, dar în același timp sesiza că este un mare risc să idolatrizăm știința. Alexandru Mironescu a scris jurnalul spre finalul anilor 60, iar titlul face referire la faptul că autorul a avut interdicție de publicare începând cu anul 1948. Am avut privilegiul astăzi, 8 mai, să particip alături de domnul profesor Marius Vasileanu, alături de părintele Constantin Necula, părintele Emanuel Tăvală și alți distinși invitați din cadrul Facultății de Teologie, la lansarea celui de-al treilea volum al jurnalului lui Alexandru Mironescu, una dintre figurile absolut solare ale spiritualității românești, o figură exemplară din punct de vedere cultural, moral, spiritual, unul dintre marii savanți români, fascinat de filocalie, fascinat de isihasm, de rugăciunea inimii și unul dintre întemeitorii mișcării cultural-spirituale, Rugul Aprins. A fost o bucurie să întâlnim astăzi oameni absolut minunați, interesați de opera lui Alexandru Mironescu. E important de spus că acest jurnal constituie testamentul spiritual al savantului creștin Alexandru Mironescu și este una dintre cărțile care nu ar trebui să lipsească din bibliografia unui student la teologie, dar și din biblioteca oricăruia dintre cei care ne numim creștini. Alexandru Mironescu rămâne un reper absolut de viețuire creștină, de mărturisire creștină și de fertilă întâlnire dintre credință și cultură. În partea a doua a evenimentului, cei prezenți au avut posibilitatea să adreseze întrebări invitaților despre viața și activitatea profesorului Vasile Mironescu și despre mișcarea spirituală Rugul Aprins,